Mina. Aoleu! Bro, a trecut prin fața mea! Stai, stai puțin, până să înceapă episodul, dacă vrei să primești o inimioară de la mine, lasă chiar acum un like acestui videoclip, abonează-te și activează clopoțelul la acest canal și nu uita să lași un comentariu cu jocul tău preferat. Aștept cele mai tare comentarii! Salutare tuturor, guys! Mă numesc Marius Iancu, sper că aveți o zi minunată, deoarece astăzi avem un episod foarte interesant de Minecraft, pentru că avem o versiune în limba română, dar totodată este una creepy. Voiam să fac un episod creepy cu Minecraft, așa că am început să caut versiuni horror ale acestui joc și am găsit una făcută de un român care automat avea și opțiunea să fie în limba română. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți episoade de genul și chiar acum că suntem în Minecraft, după cum vedeți, scrie opțiuni și închide jocul. Momentan nimic ca suspect. Aici pe single player am făcut eu o lume nouă de modul supraviețuire cu comenzi, cu chestii de genul, unde mi-am dat anumite iteme, să zicem așa, să ne jucăm Minecraft, mi-am dat o armură, niște unelte, niște mâncare și niște torți. Atâta mi-am dat. O să intrăm și o să vedeți, guys, că o să fim non-stop urmăriți de către un spirit de ăsta horror și câteodată o să mai și apară în fața noastră. Să vedem dacă o să ne facă vreun rău, eu sincer cred că nu. Nu uitați de like și haide să începem. Joacă în această lume, bro, cât de ciudat este totul în român. Hai să vedem. Bun. Ok, guys, a început pula asta, acum am intrat. Mamă, se aude deja. Bro, deja se aude un sunet super, super. Deci, guys, deja se aude deja foarte, foarte ciudat, bro. Ok, uitați acolo pe aia. Stai acolo, sora mea. Bun, deci momentan, deci, momentan, nu m-a sunat ăla, super ciudat. Mamă, ok, fulgeră pe afară. Momentan, suntem în siguranță, nu ne se întâmplă nimic. Hai să începem să spargem, bro. Ok, s-au și alea. Bro, s-a auzit ceva. Fix când am vrut să dau opțiuni, să mă duc la muzică și sunete, să dau volumul undeva la 44. S-a auzit ceva. Bă, că... Băi! Băi, ce tot se aude? Bă, frățiorul meu... Băi, băi, care-i treaba, băi, băi, vreți să-i ciudată rău de tot? Mamă, frații mei, băi, ciudat rău de tot. Băi, 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 ciudat rău de tot, ok. Nici nu știu de ce spar chestia asta, parcă e cineva în mină, hai să mergem jos în mină. Aoleu, bro, a trecut prin fața mea. Bă, ați văzut, a trecut ceva prin fața mea. E, mamă, dar e cineva în sumina asta, mamă, fugi, frățiorul, fug, 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 fug. Bă, deci era cineva sub mina aia, cineva, deci e cineva sub mine, boys. E cineva sub mine, asta e partea foarte, foarte nașpa. Văd că plouă, bro, da, cred că asta e de la joc, gen, că a pus să plouă așa. Mamă, dar bă, da, se ține cineva non-stop după mine, boys. Bă, da, non-stop, mamă, și scheleții n-au nicio treabă cu mine. Lăsați-mă, bro. Mamă, mamă! Băi, cineva în față, băi. Ok, guys, băi, ciudat rău de tot versiunea asta, băi, ciudată rău de tot. E ciudat rău de tot să mă joc așa. Mama, am văzut un cave, hai să intrăm în mină, guys, hai să intrăm în mină, știi ce zic? Văd că, mamă, aia vin după mine. Mamă, hai să intrăm în mină, fiți atenți. Bun, am intrat în mină. Hai, că mine, că n-avem numai mine de asta, știi ce zic? Hai să vedem, boys. Mama, acolo s-a astea, bun, bun, bun. Mama, mama. Bro, iar a trecut ceva prin fața mea. Bă, băieți, bă, bă, se aude ciudat rău de tot, efectiv. Deci, bă, e ciudat rău de tot. O să încerc să o iau la fugă puțin. Bă, parcă mă urmărește cineva. Deci, după cum vedeți, guys, este o versiune carne de vită friptă, măr de aur fermecat. Mamă, cât de mișto arată chestia asta. O să vedem dacă putem să găsim ceva interesant partea asta. Și o să încercăm să ne speriem de sunetul ăla din spate, bro, care mă bă... Bro, tot apare cineva lângă mine și se teleportează. Hai să dau un măr de ăsta așa în caz de orice. Mergem acum, acum o să intrăm în baiamul ăsta, care pe mine, mai ales în situația care mă aflu, nu prea mă avantajează. Vă dați seama că nu prea ne avantajează. Uitați-vă la el, bro. Adică nu prea, nu prea avem un mare avantaj, că e așa închis. Bă, ce se tot aude, guys? Deci, bă, e cineva sub mine. O să sap în curând sub mine. Însă vreau să văd dacă pot găsi ce... Mamă, dar mai vin și ăștia după mine. Bro, bă, deci ăla tot mă sitează pe el când trece prin fața mea și mă face efectiv să mă uit la el. Ați văzut? Deci, like, nu am eu un reflex de ăsta. Efectiv, mi se setează imaginea pe el. Bă, dar tot am impresia că vine cineva după mine, bă. Bă, deci cum se aude? Bă, e ciudat rău de tot. Mai scrie și română. Sabie de diamant. Ok, tărnăcop de diamant. Asta îi zice pământ, nu? Da, dirt, pământ.
Băi, băi, ciudat, ai ceva sub mine, băi, cineva sub mine. În curând o să mă uit și să văd ce este sub mine, dar vreau să văd dacă pot găsi aici ceva, guys. A... Mamă, iar a trecut prin fața mea. Bă, s-a văzut cum a trecut prin fața mea. Lăsați-mă, frățiorii, în pace. Bă, lăsați-mă în pace. Nu, dacă nu putem găsi nimic, o să mă pun sub pământ, uite chiar acolo. O să mă duc chiar pe aici să văd dacă găsiți ceva. Ok, guys. A, nu, e o mină care ieși pe parte, intri pe parte, ieși pe alta. Mamă, dar acolo mai e ceva. Ok, guys, hai să mergem sub noi până la urmă. Hopa, pe aici pe undeva. Să vedem cum, cum supraviețuim în mină. Băi, ciudat rău de tot. Vedeți și chestia asta la joc, POV-ul ăsta este POV-ul 66. Câmpul vizual 66. Hai să săpăm sub noi, guys, să vedem ce se poate întâmpla. Dai, 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 dai. Mamă, parcă aud pe cineva pe aici. O să pun și o torță. Mamă, să nu pici cineva aici la mine în cap. Să... Mamă, ok, deci suntem la stratul 5-5. Bă, ciudat rău de tot. Ok, punem torțe. Băi, ciudat rău de tot, mamă. Tot se aude cum cineva pune blocuri. Ia să vedem, guys, dacă găsim pe cineva. Bă, la, bă, bă, ăștia vin după mine non-stop. Oh! Ok, am picat undeva. Bă, sunetele alea mă disperă. Oh, este un de-asta, un, o ravină de-asta. Diamante, boys, ok, am găsit diamante. Fiți atenți care-i schema. Îmi dau un golden apple și sar pe aici, prin lavă. Vedeți, guys, că nu mi-au damage cu asta. O să ce... a trecut iară la prin fața mea. O să ce să scap de efectul ăsta. Și după să iau golden... ăsta, golden apple-ele, diamantele. Ok, am găsit diamante. Mă, ciudat rău de tot, boys, deci ciudat rău de tot. Deci, bă, ok, ok. Mamă, iar am picat în ăla, nu mai contează să săpăm așa. Hai să vedem câte diamante sunt. E 1, 2, 3, 4, 5. 5 diamante, bun, din care numai 3, că restul au picat în lavă. Hai să încercăm să... Bă, dar tu mă... Bă, nu mă lasă efectiv să plec de aici, că apare la în fața mea și mi se blure... mă fixează pe el și pic în lavă, știi ce zic? Adică nu-i vina mea că pic în lavă. E vina lui ăla. Ok, hai să ne mai vedem ce mai închei cheiful ăsta, că tot se aud sunete. Din spate, bro, de aici, de unde, bro? De sub mine, de unde tot se aud sunete, man? Bă, se aud sunete non-stop. Mă, parcă urma să vine cineva așa lângă mine. Stați, stați. Mamă, deci trebuie să fiu foarte atent, guys, că dacă apare la... Uite, ia, deci iar a trecut prin fața mea, l-a sus acolo, iar a trecut prin fața mea. Și nu pot să fac absolut nimic în legătură cu asta. Stați puțin, guys. Bă, frățeri, ia lăsați-mă voi puțin pe mine în pace. Dă-i așa. Dă-i așa. Aici nimica, bun. Băi, ciudat, mai rădă-te mai ales cu câmpul vizual ăsta 66, să te joci. Nu știu de ce a fost gândit așa, bro, bă, mi se pare o versiune bolnavă. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Bat-o și cineva. Bat-o și cineva. Băi. Băi, frate meu, băi. Băi, ciudat rău de tot. Parcă se aude cum bubuie creeper, cum ăsta. Bă, frate... Un nether pe șuche, bă, care stă unul lângă altul. Ia, vezi, bă, aici, ai du-te. Dă-i, nice. Tu, frățioro, vin aici. Unde ești, bro? Bro, mori. Mori, bro. Oh, ce mi-a dat? Mi-a dat un nether pearl? Nu, nu mi-a dat nimica. Bă, dar tot se aude că e cineva aici. Mamă, ia arată cum e fața mea, bă, băieții. Deci, cred că suntem toți de acord că asta e o versiune măsluită de Minecraft. Deci, vedeți, tot apare chestia asta, dar nu-i nimeni, efectiv. Deci, tot aud sunetul ăla horror, dar nu-i nimeni, bro. Deci, efectiv, nu e nimeni. Nu știu ce să fac. O să mă duc sus. Fiți atenți, guys. O să mă duc sus și o să încerc să caut un vi... Ok, fraților, suntem aici, am ajuns la village-ul ăsta. Deci, bă, satul ăsta e foarte ciudat. În continuare sunt bântuit efectiv de sunetul ăla din spate. Deci după... Mamă, bă, dar satul ăsta, bă, parcă arată mai bine decât în Minecraft-ul normal. Bro, nu știu dacă e schimbat sau... Bă, dar tot au o chestie. Ia să vedem dacă în casă este cineva. E ceva sau... O fi că e un sat fără locuitor, guys. Like, în casă... Oh, uitați, guys. Mamă, am găsit și un... Mamă, deci și o vrăjitoare, bro, care vine după mine. Ok, guys, stăți acolo villagerii. Îngrijesc că nimeni, îngrijesc mai multe chestii. Bă, dar nu-i nimeni în casă. Bă, dar uitați, guys, dorm ăștia. Ia, trezirea, frățiorul. Trezirea. Frățiorul, trezirea. Săracul de la speriat. Ia, că-i dau un măr OP, fiți atenți. Știți că, uite, vezi, ei nu vor să ia merele OP.
Ia de aici, frățioră, s-a pus înapoi în pat. Ia, fiți atenți, guys, am o idee. Ia, dacă, scuze, mamă, scuze, frățioră. Să-l pun aici, mare, se culcă aici, guys. Afară? Băi. Băi, deci, satul ăsta arată foarte mișto. Doar că, mamă, uite, ăsta are mouse system. Bă, dar tot aud ceva. Mă, ce-i asta, bro? E o pisică neagră. Bă, tot e ce... E cineva în spatele meu. Sunt foarte paranoic, guys. Unde văd așa un bloc mai... Uite, acolo în față ia ceva făcut. Unde văd un bloc așa care e mai înalt, instant... Bro, instant cred că mă urmărește cineva. Deci tot se aude sunetul ăsta, mă bântuie, efectiv. Deci vă zic sincer, mi se pare... De o ciudățenie rară. Hai să vedem. Bă, nu mai găsim nimic aici, hai să mergem în... Fraților, tocmai ce am ajuns în Nether și vă zic că mă simt așa de bine pentru că aici nu mai sunt terorizat, nu se mai aude sunetul ăla, nu mă mai urmărește absolut nimeni, însă voiam să vă arăt în română. Iar a început, boys, bă, nu vine să crem, mă, eu a început. Bă, credeam că am scăpat, bro, uitați-vă, cremne și amnar. Bro, credeam că am scăpat. Pat, mă, pe bune. Iar, bă, ăștia mă urmăresc și aici și Nether, bă, nu vine să cred ce văd ochilor, bro. Uitați-vă, bă, până și Nether, credeam că am scăpat, ați văzut că primele secunde n-am avut nicio treabă, eram așa de fericit. Uite, bro, cum se mișcă ăsta după mine, bă, nu vine să cred, deci, efectiv, cred că dacă ești pe versiunea asta, non-stop o să fii urmărit, o să auzi sunetul ăla non-stop. O să fie urmărit de acel spirit non-stop și nu ai ce să faci, like, nu mi se pare, efectiv, nu te poți juca pe modul ăsta. Numai dacă ești unul șmecher rău de tot și rezist la chestia asta, dar să-ți faci o lume de survival pe modul ăsta, nu poți, efectiv, guys, îți iei jumpscare, îți iei mai multe chestii, deci, efectiv, nu ai cum. Uitați-vă cum sare la prin fața ta, deci nu ai cum, asta e că e unul dintre singurile moduri, pentru că până la urmă, guys, bă, pe unele moduri te poți juca survival, bă, da, pe ăsta nu, deci pe ăsta e, bă, e efectiv imposibil, nu știu dacă există un mod mai imposibil să te joci survival decât ăsta. Deci vă zic sincer, guys, păi, eu aici o să închid episodul, nu mai am ce să fac, efectiv, non-stop, unde o să mă duc, o să vină spiritul ăla după mine, guys, nu o să se întâmple absolut nimic mai mult și nici mai puțin. Eu am fost Marusiancu, vă mulțumesc pentru aproape, sau nu știu, cu poate când am postat videoclipul ăsta, deja am făcut 400.000 de abonați. Ne vedem curând cu episodul, noi v-am papă toți, pa, pa!